Bună dimineața, dragii mei, și bine v-am regăsit! 22 ianuarie 2024, suntem în direct la Hunedoara Uni TV, aici, la Dale Dimineții. O dimineață friguroasă și nu tocmai, nu e chiar cum ne-am așteptat. M-am aruncat o privire azi dimineață pe geam și am scris Rosi, nu coboru, nu scriu că geam trebuie curățat parbrizul. Așa că cei care plecați la serviciu puțin tel mai târziu, așa, să vă pregătiți să vă răzuiți parbrizele. Nu știu, n-aș putea să spun dacă mai vine zăpada sau nu, nu știu pe cine să mai credem, parcă și vremea face politică, pentru că trăim vremuri în care toată lumea face politică. Dar dacă e luni, eu m-am gândit așa, noi de ce să nu facem politică? Ei, în fiecare luni, așa cum am stabilit, vom face politică. Stăm așa la gura șemineului cu Nicole Ebner. Bună dimineața, Nicole! Bună dimineața, soare! Bună dimineața, dragii noștri! Bine ne-am reîntâlnit! Și facem politică, așa, ca la gura sobei, pentru că așa se pare... zici tu, lasă cu pentru politica, că... lasă că vorbim despre mai multe subiecte. Cu politica mai... o să avem timp un an de zile, așa, mai ușor, mai câte un pic, câte un pic, știi? Să nu dăm tot din casă cum dau politicienii noștri pe Facebook, pe rețelele de socializare. Am avut o emisiune cu directorul de la Giurgiu, cu Octav Cișmașiu. Și cu fiul lui și salutăm pe această cale și pe Octav și pe Patrick și pe Vlad și pe doamna Cișmașu și îi salutăm și pe toți telespectatorii care sunt alături de noi. Deja am văzut că ne-ați dat like la poză, poza care am anunțat pe Facebook că vom fi în direct în câteva minute, dar am spus în emisiunea cu Octav că eu nu cred că Facebook-ul e neapărat o rețea din asta în care totul e fals. Pentru că, așa cum am spus de nenumărate ori, am așa senzația că acolo pe Facebook, pe rețelele de socializare în general, dar aici pe Facebook, aici pe Facebook e toată lumea, pe TikTok și pe Insta, acolo e mai greuț, că nu avem timp, nu ne permite timpul să postăm pe toate rețelele unii dintre noi. Am rămas angrenați în Facebook. Am rămas, știi, obișnuința. Da, de-aia. Eu spun că acolo suntem cu adevărat sinceri. Pentru că în momentul în care cineva ne supără sau ne bucură inima, facem câte o postare din aia, știi? Piu, pa, direct! Iubește-te pe tine însuți, fii cistit cu tine, prieteni. Ai văzut toate postările? Sau comentezi la subiecte despre care habar nu ai, dar comentezi dragul de a comenta, numai să te afli în treabă. Știi? Și s-a dovedit, că sunt multe din astea. Și s-a dovedit că am avut dreptate. Asistăm la o adevărată șaradă, aș spune eu, pe Facebook. La un adevărat circ. Lasă-o cu șarada, nu mai vorbi cu termeni din ăștia așa. Nu, e circ, mă. E circ? E circ în toată regula. Mi-aduc aminte că mai în anul trecut, anii trecuți, duelurile politice se țineau prin intermediul comunicatelor de presă. Dădea comunicat de presă un partid, replică alt comunicat de presă din partea partidului care era criticat sau arăta cu degetul. Și tot așa mergeau, știi, când unii, când alții, când unii, când alții. Acum, probabil, e mult mai ușor să postezi pe Facebook, indiferent unde ești, știi, nu mai trebuie să fie acolo secretarul de la sediul partidului care să scrie comunicatul și să-l trimită și dacă presa vrea, valorifică informațiile din comunicatul de presă, dacă nu vrea, nu le valorifică. Pe când pe Facebook le vede toată lumea, știi? E mult mai ușor să manipulezi prin intermediul și să informezi. Dar cum spuneam săptămâna trecută, știi? Acum lupta politică între coaliția, între reprezentanții coaliției de guvernare, că până la urmă ei sunt într-o
mare, într-un mare love, știi? Acum, love albastru, love mov, negru, știi? Inimioare, în niciun caz roșii, știi? Partide aflate în coaliția de guvernare, reprezentanții se bălăcăresc, fratele meu, și uite așa, mai aflăm și noi informații pe care oficial nu le-am fi aflat niciodată. Cum ies la iveală tot felul de afaceri și tot felul de... Probabil unele acuzații sunt fondate, alte acuzații sunt mai puțin fondate, pentru că, știi, trebuie făcute niște anchete pe acolo să vezi ce și cum, care vinde, cum vinde, care își face treaba cu proiectele, care nu își face treaba, știi? Dar... În fond și la urma urmei, noi ca jurnaliști nu suntem nici anchetatori, nu suntem nici justițiabili, noi suntem doar un fel de, cum să spun, reflectăm imaginea a ceea ce se întâmplă, știi? Nu putem să... E discutabil și asta cu reflectatul imaginii, pentru că fiecare... Mie mi se pare că fiecare preia ce-i convine și fiecare scoate în evidență de la partea care îi convine, știi? Adică chiar și colegii noștri din presă aleg subiectele și scot în evidență doar ce le convine. E foarte ciudat. Depinde de politica editorială a fiecărui post. Asta e o chestie cunoscută, recunoscută, aplicată la nivel mondial. Uite-te, în America este presă de dreapta și presă de stânga. Fiecare pol își asumă publicațiile cu care colaborează și care promovează activitatea polului de stânga sau activitatea polului de dreapta. Și americanul nu are decât să ia un ziar de acolo, un ziar de dincolo și să le pună față în față sau să-și selecteze singur informațiile. În mod normal, așa este peste tot. Și așa este și în România. Este presă de dreapta și presă de stânga. De nu mi se pare corect. Pentru că... Bun, și din ce trăiască? Și atunci, da, din ce să trăiască fiecare? Fiecare. Nu, mă refeream la cazul nostru aici. Că presă independentă, să avem pardon. Da, astea sunt doar vorbe. Da, dar nu mi se pare corect atunci când nu ai posibilitatea să faci nimic, pentru că mie mi se pare că undeva acolo, în spate, cei care nu au fost la conducere, egal culoare politică, egal, n-au avut posibilitatea să facă nimic pentru că n-au avut acces la a putea face ceva. Și știți la ce mă refer. Prietenii noștri de culoare galbenă au predat puterea. Când au avut ocazia să facă ceva, au zis nu putem singuri, avem nevoie de prietenii noștri roșii și foarte mulți de dreapta au plecat atunci și s-au îndreptat către alte partide nou născute de dreapta. Ca să nu dăm numele partidelor, să încercăm așa să fim mai pe culori, ca să spunem așa, dar telespectatorii știu despre ce vorbim. Bun. N-au făcut nimic, spun ei, pentru că n-au avut posibilitatea. În 2020 s-au bazat pe această campanie că nu putem, că n-am avut, că așa, că atâția ani, că ăștia au condus, că ăștia au făcut. Ok, când ați putut să faceți, v-ați dat un pas în spate. În toți anii ăștia, din păcate, poate că ați mai făcut lucruri pe aici, pe acolo, câte ceva, dar foarte puține, cele mai multe au fost poze de pe la evenimente care n-au fost create de ei. Au fost create de oameni care au muncit, ați venit, v-ați pozat, care au cheltuit. S-au cheltuit, ați venit, chiar din rândurile voastre, spunea unul care e la vârf acum, cândva, cu ani în urmă, cu bani poate toată lumea, fără bani e mai greu să faci. Corect. Ați eliminat
anumite persoane care nu se încadrau, și vorbim concret, adică dacă nume, au fost eliminate anumite persoane care cât de cât puteau face ceva sau pot și demonstra că au făcut ceva, și ați rămas așa la faza poze. Ma, să iese doamna și să spune lunea trecută că, virgulă, Consiliul Județean și nu doar Consiliul Județean, adică să te duci punctat să folosești numele președintelui, adică tu nu ai făcut nimic, când de fapt mult sau puțin există dovezi că da, există făcut. Dovezi, dar stai să analizăm un pic mai în profunzime. Adică instituția județeană condusă de cine este condusă n-a făcut nimic. Bun, dar decidenții, cei care parlamentul județean, consiliul județean este format și de reprezentanți ai doamnei, nu? Păi asta înseamnă că nici ei n-au făcut nimic dacă tu acuzi instituția. Dar nu acuză instituția, l-acuza direct pe președinte postarea respectivă, dacă mi-aduc eu bine aminte. No, să... bine, păi dacă l-acuzi pe președinte, acuzi și sistemul. Păi nu poți un singur om. Atunci să vină ei cu inițiative și cu proiecte pe care să le susțină și să vedem câte inițiative au avut ei dacă Laurențiu Nistor n-a făcut nimic. Ma? E foarte interesantă postarea, că putem să numărăm câteva sute de poze, mii de poze în ultimii ani, chiar și pe perioada cât eu am lipsit, n-a fost foarte greu să țin socoteala evenimentelor, pentru că postacii de serviciu au fost acolo, postacii de serviciu se certă, acum am văzut că și tineri, ăștia mai tineri, veniți mai tineri în partid. New entry. Da, postase domnul prefect postase un răspuns la postarea domnului vicepreședinte. Și am văzut un tânăr venit în partid, un tânăr din ăsta așa cu forțe noi, de dușer. Acum, ce să zici, frate, ori asfalt, ori dulceață, mai nici de partea asta altă nu e ok. Dacă ai știut de dulceață, de ce ai tăcut? De ce n-ai spus până acum? Da. Vai, eu mă gândesc cu groază, că suntem abia la început de an. Asfalt cu dulceață. Da, place, da, da, asfalt așa. Cu dulceață. Asfalt cu dulceață. Da, sau dulceață asfaltată. Acum, ce nu-și fac poze? Ana, Răușorul... Asta voiam, dăm voie să-mi duc ideea până la capăt. Ce o să mai aflăm anul ăsta? Oficial, că neoficial, îți dai seama că se cunosc o mulțime de lucruri. Acum, cred că se revarsă paharul, uite așa, și o să aflăm o mulțime de informații care vor fi de râsul lumii, știi? Unde nu-i cap, vai de picioare, unde nu-i cap, vai de buzunar, unde nu-i cap, vai de voturi, pentru că bălăcăreala asta nu face nimic altceva decât să reducă și mai mult încrederea hunedorenilor, a electoratului, a votanților în politicienii noștri. Și când începi să dai cu procente că o fi, că o pății, că nu știu ce, cu siguranță anul ăsta toți vor avea o mare surpriză. Nu va fi nimic din ceea ce cred ei. Nu va fi nimic din ceea ce cred ei vis-a-vis de sondajele care se fac, vis-a-vis de procentele pe care se bazează. Este un electorat captiv și la roșii, și la galbeni, și la verzi, și la, mă rog. Dar să ținem cont de faptul că oamenii s-ar putea să iese mult mai mult la vot decât până acum și să le dea peste cap toate calculele. Pentru că asta este, cu cât ies mai mulți oameni la vot, cu atât calculele se anulează. Și ești la mâna hazardului, știi? Pentru cei care mă cunosc, știu că sunt foarte atent la rețelele de socializare și chiar atentă nu doar la comentarii, la postări, la așa mai departe.
Cei care nu mă cunosc, dragii mei, să știți că sunt atentă pe viitor, adică dacă n-am folosit niciodată asta ca o armă, să spunem așa, urmăresc tot scandalul acesta mediatic cu foarte mare atenție, am câteva lucruri de spus, zice Rosi că habar nu are, bună dimineața Rosi, despre ce e vorba? E vorba de tot scandalul mediatic cu asfaltul și dulceața de o săptămână care se postează, șefii de instituții, dragii mei, se ceartă între ei pe Facebook. Hai să dăm niște informații de background. Este vorba despre... Totul a început de la scandalul cu femeia, de acolo a început scandalul, scandalul nu se mai termină. Termină, da. Pentru că a apărut un nou, o femeie care acuză, mă rog, un medic de la Spitalul Județean de malpraxis. A trecut pe linie secundă, pentru că se fac anchete în continuare și de către Colegiul Medicilor și de către alții și alții, așa. La câteva zile după ce scandalul era în floare, a apărut accidentul cu microbuzul pe DN705, dacă nu mă înșel, în apropiere de Giurgiu. Un microbuz cu 8 persoane plus șoferul a derapat, a ieșit în decor, 3 persoane au fost duse la spital rănite. De acolo drumul era necurățat. În urma anchetei poliției s-a constatat că șoferul microbuzului avea pe față roți de vară și pe spate roți de iarnă, dar foarte, foarte uzate. Na. A ieșit în decor pentru că drumul era necurățat. Și de acolo prefectul a început să le-o da așa... Să-i acuză pe cei de la Consiliul Județean. Că, nu știu, în principal pe administratorul public. Spun, ideea e că acuzele merg foarte direct. Adică ei se acuză personal pe Facebook, ei nu acuză instituția, nu. De parcă mie mi se părea, o faceți un exercițiu de imaginație și să ni le imaginăm pe domnul administrator public cu lopata și cu sarea curățând drumul. Adică acuzele merg în mod direct. Domnul vicepreședinte Țambă l-a acuzat pe domnul prefect într-o postare, într-un comentariu. Acum domnul prefect îi răspunde domnului vicepreședinte. E un adevărat Doamne ferește, un carusel. Ca un bulgăre de zăpadă care acum se rostogolește și toată săptămâna probabil o să continuăm așa. Au apărut în spațiu public, prin intermediul Facebook, pentru că acolo nu pot fi acuzați, încă se folosește asta, încă nu s-au pus chiar toate restricțiile pentru Facebook și acolo pot face acuze care nu pot fi folosite probabil într-un proces dacă dai pe cineva în judecată, dar acolo apar tot felul de informații, dacă le urmăriți, postările, dragii mei, despre costurile unei emisiuni, despre costurile, despre faptul că se dă dulceață la spitale, da. Astăzi și recunoaște în postare domnul prefect că acea firmă vinde la mai multe instituții din subordinea. Dar este doar acționar Județean. Minoritar. Este acționar minoritar la acea firmă. Eu trebuie specificat că, așa, știi, eu să cred nu... că toate informațiile astea se știau deja, adică nu erau o noutate. Pe mine mă distrează foarte tare că au ajuns așa să se ping-pong, ping-pong. Ce-i dureros în toată povestea asta? Dureros e că nu aflăm nimic despre oameni, dragii mei. Din toată povestea asta, doar nu dau nume, un singur manager de instituție
am auzit toată săptămâna asta că totul se face pentru oameni. Unul singur. Urmăriți postările, unul singur. Da, dă-i numele, acum dacă tot... De ce? Am ajuns vremuri în de care ce? Și... Lauda, da, îi facem un singur un rău. Manager de instituție, am auzit în toată săptămâna asta că nu facem pentru noi, nu facem pentru Consiliul Județean, nu facem, facem pentru oameni. Ce e dureros e că aflăm că Colegiul Medicilor în cazul de față face cercetări. A spus și Nicol, puteți afla și dumneavoastră, e foarte simplu. Colegiul CJU face așa verificările în continuare. Nu am aflat de două săptămâni, de fapt, ce s-a făcut concret pentru acea femeie. Insist, societatea nu mai... Deci, în afară de jocul ăsta mediatic, nu am aflat ce s-a făcut din 2020 până în 2024, în ianuarie, concret pentru oameni, fraților. Ce faceți pentru oameni până la urmă? Nu, ce? Facem ce pentru face noi, facem pentru politică. Dacă citești aceste texte... Oamenii sunt victime colaterale. Da, atât. Să spunem. Mai merg atâta. Partea cu Râușorul, stațiune proaspătă a județului Hunedoara, concret... S-a discutat, pentru cei care nu știu, în Consiliul Județean, urmăriți pagina Hunedoara 1 TV. Noi am transmis ultima ședință. Dacă mergeți la noi pe pagină, găsiți, dragii mei, ultima ședință de la Consiliul Județean, în care domnul Nistor spune că cel care administrează la momentul ăsta, în momentul ăsta, drumul de la Râușor, cele 123 de gropi pe care s-au găsit să le numere, dar nu le-au numărat 4 ani de zile, le-au numărat acum, că s-au dus la schi, că e zăpadă și se schiază și frumos și ne permite, că avem așa, unii ne permitem, alții nu. Dar acele 123 de gropi e administratorul drumului, pentru că nu e Consiliul Județean administratorul drumului în momentul ăsta. El a fost cesionat acelui constructor care acum introduce apa și canalul și ce se mai lucrează pe acolo și într-adevăr acel om nu și-a făcut treaba sau firma lui sau muncitorii lui sau cine vreți voi și, și într-adevăr sunt 123 de gropi sau 124, poate fi scăpat vreuna domnului prefect. Dacă urmăriți emisiunea difuzată de noi, la ora 16, vinerea trecută, veți afla că într-adevăr domnul președinte Laurențiu Nistor a făcut acel drum, le-a numărat și el, știa câte sunt și a luat măsuri, l-a luat, i-a impus constructorului, l-a chemat, dar sunt cuvintele lui, l-a chemat la o discuție și probabil vor fi ușor remediate pentru că acel drum va intra în reabilitare totală. Și atunci stai și te gândești, Ioana, nu sunt acuzații până la urmă nefondate, pentru că astea sunt informații oficiale, ședințele de Consiliu Județean. Acum se știe că și prefectul este PNL, pentru că legea a fost în așa fel modificată, încât și reprezentanții guvernului în teritoriu să poată fi, membri de partid. Și atunci... Ce fac consilierii județeni? Ce fac consilierii județeni liberali? Nu își informează mai departe liderii politici, uite ce s-a discutat, uite ce se face, uite ce am votat. Eu mă îndoiesc, pentru că de obicei se votează la comanda de partid, știi? Na. Deci se știa foarte bine care sunt proiectele și în ce fază sunt și în ce stadiu sunt. Și acum vii și faci acuzații. Înseamnă că pe undeva cineva ori nu cunoaște legislația, ori face niște afirmații, acuzații forțate. Știi? Și de o parte și de alta. Se plusează mult. Postacii de servici, mie mi se pare, dragii mei telespectatori, dragii mei cetățeni, dragii mei concetățeni,
Haideți să nu luăm de bun tot ce găsim pe Facebook. Asta încerc să vă explic. Haideți să urmărim știrile cu, și de o parte și de cealaltă, că am început de la început cu Nicol, de la începutul emisiunii, să spunem că presa e așa. Dar luați și de o parte și de cealaltă, exact. Și fiți mai deștepți și mai echilibrați și înțelegeți esența fiecărei postări. Pentru că drumul de la Răușor, vorba colegului meu, nu poate fi reparat în condițiile astea de iarnă. Nu a fost reparat până acum pentru că se introduce apa și canalul și gazul și nu știu ce se mai iar un proiect acolo. De genul ăsta se derulează se pe ani de zile. Pe ani de zile. Că poate fi îndreptat, că poate fi, a spus și domnul președinte, și să știți că nu cred că face afirmații gratuite în momentul ăsta, domnul președinte. În general, cam unde a luat poziție și pe unde a descoperit, așa că nu e o noutate, câte o gropiță, în zilele următoare a și rezolvat-o. Și a aplicat și sancțiuni, uite-te, și, e, da. Cel care trebuia să curețe drumul, apropo de microbuz, a fost sancționat. Adrian Mureșan ne spune bună dimineața și noi îl salutăm, face parte din ansamblul Hațegana, mulțumim că sunteți alături de noi. Roxana Cristina, Roxana dragă, ne vedem la Reno sâmbătă, aștept să-mi dați afișele cu ce eveniment urmează să organizați tu și Alin la Reno Music. Constantin Pandia, bună dimineața, emisiuni frumoase în continuare. Mulțumim, dragii mei, și sunt doar câteva mesaje. Nu întotdeauna dau citire tuturor mesajelor pentru că nu le văd în timp real. Facebook-ul cred că ne faultează, ne mai driblează, așa. Văd foarte multe comentarii după ce ies din emisiune. Dacă uit pe cineva, e fără intenție. Dragii mei, trecem mai departe. Spuneam să revenim și atunci toate acuzațiile astea lansate pe rețelele de socializare nu sunt așa, hai să ne aflăm în treabă, hai să atâțăm, hai să întreținem o atmosferă de tensiune. Pentru ce? Pentru că este un deserviciu pentru clasa politică. Subliniez și mențin punctul de vedere și afirmația pe care o fac. Este un deserviciu pentru clasa politică. Nu se poate să te cobori atât de jos încât să te bălăcărești pe rețelele de socializare. Un pic de prestanță totuși, avem pretenții. Și un pic de demnitate, mi s-ar fi părut corect. Avem pretenții. Ca aceste instituții până la urmă, la momentul ăsta, să se unească și să rezolve problema. Tu dai seama că 3-4 ani de muncă... 3-4 ani de muncă, de proiecte, de realizări, de stres, de știi ce greu este și toată lumea știe ce greu este să implementezi niște proiecte cu finanțare europeană, da? E foarte greu și dacă nu gestionezi bine situația, ajungi în situații, uite că am înțeles din bârfe că primăria de va fi falimentară. Nu știm dacă e adevărat sau bârfe, nu. Pe surse. L-am văzut pe domnul primar într-o emisiune. Mulțumea celor care i-au spus la mulți ani. Era foarte încântat. Eu aici nu înțeleg. Nu. Aici deja cu primăria de va mai bine. Eu am tăcut și tac mereu. Adică tu ca primar... să nu te văd în odată, nu l-am văzut pe un șantier. Mai odată cum de greșeală. Nu, maică, și el postează pe rețelele de socializare, cum nu? Își face fotografie, își face selfie singur, își face el acolo singurel, pe deal, pe unde, în Deva Nouă, aici o să fie aia, aici o să fie aia altă, dincolo o să fie aia altă, cum nu? Eu locuiesc pe Eminescu, muncesc în mijlocul orașului la IPH, fac cumpărăturile în zona asta. Marea majoritate a telespectatorilor și a prietenilor știu, merg spre centrele comerciale. Eu nu l-am văzut pe omul ăsta niciodată într-un an de zile în șantier. Nu se, se, nu,
Nu odată să-l văd. Și vrei să-și rupă picioarele prin gropi, prin săpături, a prin... A fost scandalul ăla cu... cu pistele de biciclete. Da, cu pistele, ca și cu pistele, dar cu mozlozul din față de la opera. Da, l-au luat de acolo și l-au dus, au răstupat gropile. E un lucru bun, sus, în Archia, la Deva Nouă. Dar nu l-am văzut odată să vezi cum arată pe omul strada. Ăla, pe omul ăsta să-l văd în stradă, între oameni, să-l vezi că are un pic de atitudine. Stă no, hai acum, acolo, da, în no. primărie, când e că la consiliile, la ședințele de consiliu local am înțeles că nu mai merge. Păi nu mai merge, ci că de groaza lui Clej. Iară e o bârfă, da, de unde știi, păi dacă no. e așa Ma, sau nu. Ce zice lumea? Primarul și ceilalți ar trebui să fie atenți la ce zice lumea. Chiar dacă se spune că, mă rog, nu trebuie să ții cont de gura lumii. O, comentariile pe care le au devenit trebuie să ajungă la urechile primarului și primarul să acționeze în consecință. Mă, dacă omul zice, păi nu l-am văzut pe primar nici măcar în noaptea de revelion la 12 noaptea să vină și să ne spună câți erau acolo, 20, 30, 40 de deveni, da? O, un pic de respect. Du-te și spune-le la mulți ani să ne vedem cu bine, să avem un an așa și așa și aștept voturile voastre. Da, zic și eu, că de aia te duci acolo. Păi dacă nu te-ai dus acolo, înseamnă că ai nevoie de voturi. Înseamnă că nu ți respecti deveni pe care zici că iubești și că faci totul pentru deveni. Da? Oamenii sunt supărați. Oamenii se simt abandonați. În comparație cu primarul din Hunedoara. Acum am ajuns să ne comparăm cu Hunedoara, fratele sau meu. Sau cu Orăștia. Înainte, sau cu Orăștia. Înainte, Hunedoara se compara cu Deva. Zicea, ai de mine. Și mi-aduc aminte că făceam naveta în weekend să vin să mănânc profiterol la Deva. Pentru că la Hunedoara nu era profiterol. Da? Și când intram și vedeam blocurile și parcă mă simțeam în străinătate, știi? Nu. Acum toată lumea zice, păi uite-te ce s-a făcut la Hunedoara. Acum mergem invers, mergem la Hunedoara. Da, mergem la Hunedoara. În perioada sărbătorilor de iarnă, dacă vrei să te plimbi, te plimbi la Hunedoara, nu risca nici să-ți rupi papucii, nici să fie atacat, pentru că era întuneric, vorba lui Rosi, treceai pe lângă prieteni prin oraș și noroc că vorbeai la telefon și recunoșteai vocea, că altfel nu știai cu cine te-ai întâlnit. Mi s-a părut foarte interesantă explicația domniei sale, edilul șef cu pomii, că sau te au cu copacii, cu copacii aceia, da, încă nu avem, probabil și acolo se cercetează ca și la ce să se cerceteze, că tot lumea zice, că lumea știe, lumea știe. Că în zona aceea de nu știu cât timp nu mai funcționează camerele de supraveghere. Nu știu și dacă funcționează sau nu, că prietenii noștri de la poliția locală nu au răspuns. E foarte interesantă tăcerea aceasta. Ce tăcere? Că după ce am zis ce am zis și după au ieșit știre și... Au ieșit cu raportul de activitate pe anul trecut. Nu. No. Foarte bine. Bravo lor. Bine că acționează. Dar, așa cum am spus și săptămâna trecută, o spun și acum, autorii nu vor fi prinși. Nu vor, că n-au cum. Nu vom trăi și vom vedea. Nu se știe de unde apare iepurașul. Vom trăi și vom vedea. Da, noi o să facem știre dacă aflăm cine sunt autorii. Da, abia aștept. Abia aștept, pentru că, conform regulilor de presă, știrile trebuie urmărite, da? Adică pe parcursul evoluției a anchetelor, a cercetărilor, din păcate nu pot să vă spun nimic, pentru că nu se știe nimic. Nu știm nimic, nu știm ce se va întâmpla, vom trăi și vom vedea. Lunea viitoare o să facem rezumatul acestei săptămâni care a început în forță în dimineața aceasta pe Facebook, dragii mei. Nu știm dacă instituțiile nu s-au deschis încă, dar postacii au postat și în zilele libere. Na, asta a fost o treabă foarte interesantă, pentru că eu când am văzut postarea avea 11 ore, mare lucru că cineva
s-a chinuit să scrie. Dar postarea nu e reală, așa cum am spus, drumul de la Răușor se știe de el și, într-adevăr, deja se discutase, dacă ați fi fost atenți, dragii mei, căpeteniile județului Hunedoara, ați fi știut și n-ați fi căzut în derizoriu că deja Consiliul Județean are acest drum în vedere. Și rosesc energiile e când nu trebuie. Și păcat de voi că sunteți sub demnitatea demnitarilor, aș spune, și vă lăsați târâți în această mizerie. Și mi se pare jenant că nimeni nu-l atacă în mod direct pe domnul președinte, atacați oamenii de lângă el indirect. Îl puneți pe acest om într-o situație cel puțin penibilă. Dar la fel de penibil sunt și postacii de serviciu care nu verifică informațiile și dau drumul în social media la tot felul de ciudățenii. E doar o părere, dragii mei. După cum îți spuneam, nu este nimic întâmplător, totul este foarte bine organizat, este strategie. Deci nu ești cu comunicate și cu doar așa... Dacă e o strategie, asta, Nicol, cu părere de rău, dragii mei, nu e o strategie bună, pentru că nu sunt singura care văd asta. Eu încerc să spun că ca mine probabil mai sunt care văd, vede adevărul, vede mizeria din spatele acestor postări și până la urmă eu cred că oamenii vor taxa, pentru că oamenii, insist, nu sunt proști. Mai devreme sau mai târziu, oamenii vor taxa aceste ieșiri și jigniri aduse între voi. Până la urmă sunteți ca la grădiniță și, cum am spus, mai târziu și instituții. Și păcat de munca oamenilor, dragii mei, pentru că oamenii ăștia au muncit. Dar la oameni nu se gândește nimeni, exact cum ai spus și tu. Adică să târăști în mizerie instituțiile din subordinea Consiliului Județean, care au făcut atât de multe lucruri în anii ăștia și primăriile și toate, și să păteți, dar țineți minte un lucru, poate o să vă aduceți aminte cei care vă uitați la emisiune. Când ai cu noroi, primul care te murdărește și tu. Și cu asta mergem mai departe. Voiam doar să atrag atenția, cu toate că toți cei implicați au zeci de ani de activitate politică în spate și experiență, da? Mă mir că nu și-au dat seama că se afundă într-o mocirlă politică cu nisipuri mișcătoare. Și știi ce înseamnă asta? Ai făcut un pas, te trage mai la fund. Nu mai apuci să ieși la un moment dat. Deci nisipuri mișcătoare, te înghit. Aveți grijă totuși, nu vă dați arama pe față, e cam devreme, vă epuizați și eforturile și nu o să mai puteți ieși din mlaștină. PNL-ul nu are nimic de pierdut. Asta nu înțelege PSD-ul la momentul ăsta. Și nu doar în județul Hunedoara, la nivel de țară. Păi și atunci ce facem? Împroșcăm cu noroi și cu exact. Tot ce și fac, cine pică, ce-au făcut pică, ceilalți? Dacă eu pic, te trag după mine. Oamenii ăștia n-au nimic de pierdut din grupul ăsta, pentru că oamenii ăștia n-au făcut altceva decât să distrugă și ce au mai primit dintr-un partid istoric, nimic din ceea ce ar fi trebuit făcut de dreapta. Și vă aduceți aminte că am făcut emisiunea cu domnul Pompiliu Crai și foarte multe, nu mai există doctrină, nu mai există, nu mai există decât interesul nostru personal și ei neavând nimic de pierdut, îi trag și pe ceilalți după ei. Prinși de evenimente, cei care au reușit să facă ceva în ăștia 4 ani, eu nu zic că au făcut totul bine,
și ajungem acolo la costurile unei emisiuni sau la dulceața despre care ați știut să ați tăcut sau multe alte lucruri care vor ieși la iveală. Treziți-vă, dragii mei, și pentru că văd, sunteți târâți într-o adevărată măcirlă, zic eu, pentru că oamenii ăștia n-au nimic de pierdut. E doar o părere, dar dacă nu ne trezim la timp, o să ajungem să ne distrăm tot anul pe postările cine a făcut și ce n-a. Nu vom spune, am făcut eu asta, să veniți clar. Eu am făcut asta. Când? În 22 septembrie am fost acolo, am făcut asta. Pentru ce ai făcut? Pentru oameni. Dar de ce ai făcut-o? Pentru că oamenii au dorit să facă asta. De ce facem spectacole de teatru? De ce facem spectacole folclorice? De ce facem evenimentele de la bibliotecă? De ce păzim monumentele pe care le-am primit? Pentru că e normal, dragii mei. De ce investim? Pentru că e normal. Pentru că tot ce facem, zi de zi, facem pentru oameni. Pentru oamenii de lângă noi. Pentru turism. Serios? Pentru noi. Pentru cei care trăim în ziua de astăzi și ne bucurăm să participăm la un spectacol, să intrăm într-o sală de teatru, să vedem că la bibliotecă se organizează tot felul de evenimente, așa cum se vor organiza și mâine cu ocazia Zilei Unirii Mici 23. Urmăriți paginile de Facebook ale bibliotecii să vedeți ce evenimente frumoase fac. Urmăriți paginile de Facebook al Centrului de Cultură și Artă. Vor pleca la Cluj tot mâine cu ocazia Micii Uniri. Ne vor face mândri că suntem hunedoreni și se vor duce să dea mână cu mână pe o scenă la Cluj cu alte ansambluri profesioniste, la un loc de cinste. Cei de la monumente că asigură paza și protecția, mulțumesc, Rosi. Așa cum am spus, Sava Negrean Brudașcu va cânta alături de Ciprian Roman și Ovidiu Olari. Pe scenă va urca și corpul de balet al ansamblului profesionist Drăgan Mintean. Așa cum mândri vom fi de prietenii noștri și comorile județului Hunedoara, dirijor profesor domnul George Câlțea, orchestra ansamblului profesionist Drăgan Mintean. Asta sunt lucruri minunate. Sunt lucruri pe care hunedorenii noștri le duc mai departe într-un alt județ. Aia înseamnă muncă, dragii mei. Da. Și venim să dăm cu dulceață. Dar ce este cel mai important, nu? Ce spune toată lumea? Să nu ne uităm valorile, să nu ne uităm tradiția, să nu ne uităm istoria. Să nu ne uităm toate, cele 123 de grup de la Râul de Mori. Da, asta este marea problemă. În săptămâna să nu ne pierdem Uniri, identitatea, asta este. Toate evenimentele au rolul de, sunt evenimente și activități cultural-artistice. Păi, uite, prin intermediul acțiunilor organizate de Biblioteca Județeană, elevi de la liceu vin, iau tangență cu istoria, da, României. Concursurile făcute între licee. Altfel, mult mai lejer, mult mai dinamic, mult mai nu în banca din clasă, în fața unui profesor. Corect. Care poate e plictisit de prea multă istorie și spune ce spune sau cum spune. Folclorul, la fel, mai fac parte din sunt, promovează moștenirea, de fapt, acestui popor. Acestui, cartea de identitate, da, acestui, da, popor. Și să nu uităm, mei, că județul Hunedoara este unul dintre cele mai bogate județe din punct de vedere etnofolclorice. Sunt interferențe, 5 zone se interferează la noi, deci avem o bogăție inestimabilă. E normal să o perpetuăm, să o ducem mai departe, moștenirea. Este normal să fie tineri și persoane care să învețe și trebuie bani pentru asta. Spunem că educația este la pământ. Păi, ceea ce se întâmplă
face parte din educație, de fapt, pe anumite segmente, sigur că da. Dar face parte din istoria noastră. Pe lângă cei care iubesc folclorul și merg la acele festivități create de Centrul de Cultură și Artă, cu sau fără prezența ansamblului profesionist Drăgan Munteanu, pentru că acolo găsim și alte ansambluri din alte zone ale țării invitate la noi, așa cum și noi sau cei din ansamblu merg la Iași, la Timișoara, la Alba Iulia. Normal că nu le facem numai pentru noi. Exact. Le promovăm și în alte zone și alții din alte zone vin și le promovează la noi. Cei tineri, când văd copii, ceea ce îmi bucură sufletul și pot să vin, dragii mei, cu sute de imagini și filmări făcute de mine și de Rosi și de colegii mei pe teren. Copiii care poate că atunci când urcă pe scenă nu ne încântă auzul pentru că sunt micuți, pentru că au emoții, pentru că sunt la început de carieră, dar de la cei mai mici pe care îi vezi în jurul acestui centru de cultură și artă până la cei mai consacrați. Pentru că am văzut în spectacolele de la sfârșitul anului cum s-au unit artiștii acestui județ și l-am văzut pe Eugen Pistol, pe Neluba în Fântână, pe domnul Petreuș, i-am văzut pe scenă și invitați și mai tineri, cum a fost Cristian, cum a fost Vlad Lință. Nu mai vorbim că instrumentiștii dragii de ei au făcut un adevărat tur de forță. Toate astea am văzut copiii ăia mici care merg la scenă, cântă, învață. E mult mai ușor. Atmosfera e. Mergem la bibliotecă, la tot ce organizează echipa de la bibliotecă alături sau sub conducerea domnului Sebastian Bara, domnului director. Nu vorbim că cei de acolo se ocupă de la cei mai mici copii, de la cititorii de carte până la cei mai în vârstă, pentru că diversitatea spectacolelor și evenimentelor organizate sunt și pentru iubitorii de poezie care o iubesc pe doamna Paulina sau cei care vin pentru tot felul de cărți de dezvoltare personală, așa cum au fost la evenimentul care a umplut teatru la domn profesor Tulcan. Despre ce vorbim? Am avut șansa să faci în urmă cu câțiva ani să fac emisiune tot la o lansare, la lansarea uneia dintre cărțile domniei sale. Da, o somitate, un om cu care orice l-ai întreba are un răspuns și un sfat în același timp. Da, puterea cuvântului, să nu uităm, e foarte importantă, domnia sa mereu o spune, dar poate facem o emisiune bazată pe o carte dacă revine în județ, ceea ce eu sper. Dar s-ar putea să avem o surpriză, nu dau din casă, dar se pregătește o altă somitate să fie invitată. Și a mai fost, aduți aminte de târgul de carte, nu? Da, avem ce povesti despre tot ce s-a întâmplat la bibliotecă în 2023. Dar voiam, apropo de evenimentele care se întâmplă sau care sunt lansate, organizate, a fost târgul de Moș Crăciun, târgul de iarnă organizat de bibliotecă, da? Da, și a fost mult mai frumos decât deci târgul... Deci tu, da. Am făcut o paralelă. Deci târgul de iarnă din buricul târgului cu câteva standuri deschise și pustiu și dacă s-ar fi deschis porțile, ar fi fost plină și curtea din spate a Consiliului Județean. Atâta lume a fost și atât de bine organizat și așa o efervescență și o energie și copiii ăia care se implicau să facă, să vândă, să-și adune bănuți pentru că pleacă într-o excursie, să-și adune bănuții lor că ce știu eu ce vor să cumpere. Deci, chestii de genul... Va fi și târg de mărțișori, eu sunt convinsă că... Sper că vor avea succes la fel de mare ca și
Totul e să pui suflet și să faci cu dăruire și cu sinceritate, adică să o faci pentru oameni, pentru copii, pentru, știi? Și mai ușor, încă o dată faci spun. Faci cu sinceritate, două instituții sau nici au plecat în 2023 la Romexpo. Direcția de monumente și sub conducerea lui domnului Radu Barb și Centrul de Cultură și Artă sub conducerea ministrului Ciprian. Și au acolo. Au... Și te-ai dus și ai promovat stațiunea Răușor. Și astăzi aflăm că de cu plec la Răușor ne-a spus domnul prefect că sunt 123 de gropi. Felicitări, dragi păi mei. De ce să nu facem anticampanie? Niște oameni inconștienți, care nu-și dau seama ce de servicii fac. Ce de servicii fac. Căldura aia. Să duci banii cheltuiți. Vă felicit pentru reclamă. Anti-reclamă. Pentru reclamă, mai contează. Suntem... Știi, și reclama negativă e felicitările mele, dragii mei, 123 de da, vorba ta, 3 ani de zile, înseamnă că numai acum a urcat la Răușor? Da. Da. S-a dus la schimbă. 3 ani de zile n-a văzut, le-a deci, văzut acum două instituții în campanie electorală. S-au dus oameni, dragii mei, au călătorit la București, zdrobiți, dormiți, nedormiți, tras instrumentiștii, Raluca Oană, i-ai văzut cu tabletele, au vai șamar în ce condiții de căldură. Să promovezi județul. Și vine domnul așa că la noua stațiune sunt 123 de gropi. Mulțumim pentru reclamă, așa se face în județul Hunedoara. Rămânem totuși la tradiții, dragii mei, și așa cum spune Nicol, există și în viața, în lumea privată, antreprenori care nu renunță la tradiții. Așa e, așa sunt prietenii noștri, familia Țurcanu. Noi felicităm că duc mai departe aceste produse și se luptă cu acest sistem care nu îi ajută pe antreprenori. Prietenii noștri păstrează cu sfințenie gustul copilăriei. Vă invităm să probați produsele de la Casa Țurcanu. Îi găsiți în piața agroalimentară din Deva, dragii mei, la standul Bunătăți din Hunedoara, produse de la Casa Țurcanu. Aici găsim parizerul, care am auzit că are gustul copilăriei, și crembuștii, care sunt carne și nu sunt prafuri. Mulțumesc, Rosi! Nu cred că mai avem foarte mult din emisiune. Voiam doar să mai spun că văd că vrei să ne luăm la revedere. Voiam să spun doar că de astăzi magistrații de la judecătoria Deva și reiau activitatea, au renunțat și ei la protest, așa, că și acolo iar tot felul de contre și de Curtea de Apel Alba renunțase încă de acum o săptămână la formele de protest. Se aștepta ca și judecătoriile și tribunalele arondate la Curtea de Apel Alba să renunțe. Cei de la Deva nu au renunțat, s-au supărat avocații, baroul avocaților și ei comunicat de presă, spunând că toată lumea are de pierdut și tot judecătorii vor avea mai mult de lucru pentru că se adună dosarele și termenele vor exploda. Iar avocații vor rămâne fără pituță pe masă, pentru că dacă nu se judecă procesele, nu vine onorariu. Așa, și de astăzi și judecătorii de la judecătoria Deva și-au reluat, își vor relua activitatea probabil de la 8-8 și jumătate, nu știu de când încep. Probabil vor veni cu un comunicat pentru că ei țin l-au transmis la sfârșitul săptămânii trecute, de asta am și ținut să anunț astăzi. Pentru cei care nu știau. Dacă urmăriți jurnalul de știri, dragii mei, de la 17.40, de aici, de la Hunedoara 1 TV, veți afla care sunt modificările, ce instituții intră în grevă, ce act aveți nevoie. Dacă Nicol văd că a făcut din acest gen de știri informative. Pentru orice...
activitate sau pentru ce vreți să, dacă aveți sugestii, vreți să faceți o filmă, nu știu, ceva, veniți cu o idee, scrieți pe pagina de Facebook al postului Hunedoara 1 TV și Nicol se va informa pentru... Doar din surse oficiale, să fiți convinși. Da, așa. Da. O altă fabrică de talente ale a județului Hunedoara este liceul sportiv, dragii mei, liceul sportiv din Deva. Avem aici foarte mulți elevi talentați. Nu doar din județul Hunedoara, avem elevi talentați din mai multe părți ale țării, pentru că ei vin în țară, aici, la Deva, pentru a învăța ce înseamnă să fii sportiv de performanță. Pentru că Deva cândva a fost pusă pe harta lumii de către Nadia Comăneci și nu doar. Bine dimineață, alături de mine, aici la Dale Dimineții, va fi domnul profesor Adrian Liga. Le așteptăm să ne povestească ce minuni se întâmplă acolo și cum vor, câte, să facă pentru 2023 câte diplome și câte premii au obținut sportivii de la acest liceu. Bună mine dimineață, Nicole, îți mulțumesc. O să ne revedem cu Nicole lunea viitoare. Cu drag. Cu drag. Și până mâine dimineață eu pot doar să vă mulțumesc, dragii mei, că sunteți alături de mine în fiecare dimineață, aici, la Dale Dimineții. Să povestim împreună despre ce se mai întâmplă pe aici, pe la noi, pe acasă, prin județul Hunedoara, nu doar la Deva. Vă iubesc și nu uitați, fiți buni, dăruiți și voi din iubirea voastră, faceți diferența.